răspuns pozitiv la invitația Ministerului Educației și Cercetării de a participa la conferința de presă organizată cu tema deschiderea anului școlar 2020-2021. În cadrul acestei conferințe vor lua cuvântul doamna ministru Monica Anisie, ministrul Educației și Cercetării. Alături de noi îl avem și pe domnul Nedu Tătaru, ministrul Sănătății. De asemenea, doamna Luminița Barcari, secretar de stat în cadrul Ministerului Educației. Și tot în această conferință de presă avem invitați partenerii Ministerului Educației, respectiv doamna Elisabeta Moraru, Country Manager Google România, și doamna Marilena Ionașcu, director de educație Microsoft România. Vom seta segmentele pe care, în care vom structura astăzi conferința de presă. După intervențiile participanților, celor care vor lua cuvântul, rugămintea este ca fiecare jurnalist să adreseze maximum 2 întrebări. Doamna ministru Monica Anisie. Bună ziua tuturor! Vă mulțumesc foarte mult că ați răspuns invitației noastre de a fi astăzi la conferința de presă organizată cu ocazia deschiderii anului școlar 2020-2021. Așa cum toată lumea știe, la 1 septembrie începem un an școlar, numai că acesta este un alt fel de an școlar, cu noi provocări impuse de situația epidemiologică în care ne aflăm. De aceea, în toată această perioadă premergătoare începutului de an școlar, am lucrat alături de colegii mei din cadrul Ministerului Educației, dar și alături de autoritățile statului, pentru a pregăti revenirea copiilor în spațiul școlii în condiții de siguranță. Venim astăzi în fața dumneavoastră pentru a prezenta toate măsurile pe care le-am luat pentru anul școlar 2020-2021. Această conferință de presă am structurat-o pe 2 paliere. Pe de o parte, vorbim despre procesul educațional, iar pe de altă parte, despre măsurile sanitare impuse, spuneam, de condițiile epidemiologice, măsuri pe care trebuie să le implementăm în cadrul unităților de învățământ. Mă voi referi, mai întâi de toate, la măsurile privind procesul educațional. Așa cum am promis, în această perioadă am elaborat ghidurile metodologice, ghiduri pentru organizarea și desfășurarea activităților în cadrul unităților de învățământ. Aceste ghiduri sunt organizate pe fiecare nivel. Avem ghiduri pentru educație timpurie, ghiduri pentru învățământ preșcolar, deci, dar și pentru primar, gimnazial, liceal, vocațional, învățământ profesional și tehnic și, nu în ultimul rând, pentru învățământul special. De asemenea, în cadrul Ministerului Educației au fost realizate reperele metodologice pentru începutul de an școlar. Aceste repere metodologice vin în sprijinul cadrelor didactice. Astfel, profesorii vor putea reduce decalajele în ceea ce privește modalitatea de predare din timpul suspendării cursurilor. Prin urmare, pot face o analiză referitoare la ceea ce aveau în planificarea calendaristică realizată înainte de suspendarea cursurilor
ce anume s-a predat în timpul suspendării cursurilor și ceea ce elevul a reținut în perioada în care învățământul s-a mutat în spațiul online. De asemenea, am elaborat toate metodologiile pentru examenele naționale organizate în anul școlar 2020-2021. Nu în ultimul rând, s-a realizat și noul regulament de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar și în acest nou regulament veți regăsi ceea ce am promis încă de la începutul mandatului meu. Și anume, veți regăsi debirocratizarea activității didactice. Mai mult decât atât, sunt prevăzute măsuri în așa fel încât activitatea cadrului didactic să se concentreze asupra elevului și nu asupra realizării hârtiilor. Prin urmare, comisia de tăiat hârtii realizată la nivelul Ministerului Educației și Cercetării a propus reducerea acestui număr de hârtii și iată că se și realizează. Tot în această perioadă au fost realizate filmări pentru proiectul pe care Ministerul Educației îl are în parteneriat cu Televiziunea Română. Și vorbim aici despre proiectul Teleșcoala. Profesorii deja filmează lecțiile pentru ca în momentul în care vom deschide cursurile să fie deja difuzate acele filmări, acele lecții de pregătire pentru elevii din clasele a 8-a și a 12-a. Pentru că am primit din partea părinților, din partea elevilor, dar și pentru că profesorii au solicitat să continuăm cu elaborarea testelor de antrenament, vă anunț că am decis să continuăm și să facem, săptămânal teste de antrenament pentru elevii care susțin examenele naționale. Astăzi, în prima zi de școală, adică în prima zi a anului școlar, vom deschide un portal de informare dedicat anului acesta, portal intitulat educația continuă.edu.ro. Acolo, părinți, elevi, profesori, toți cei interesați vor găsi informațiile necesare privitoare la acest an școlar care începe astăzi. Întrucât în spațiul public sunt atâtea întrebări la care se așteaptă răspuns și știu și înțeleg toate aceste întrebări ale părinților, elevilor, uneori chiar și ale profesorilor, am decis să deschid o linie de tel verde la Ministerul Educației, o linie care va fi dedicată răspunsurilor adresate de către părinți și elevi. Iar pentru directorii de unități de învățământ și pentru autoritățile publice locale care doresc să acceseze fonduri europene, voi deschide o altă linie de tel verde pentru a veni în sprijinul acestora. Ministerul Educației ia această măsură tocmai pentru că dorește să vină în sprijinul școlilor ca activitatea didactică
în spațiul unităților de învățământ să se desfășoare în condiții de normalitate. În ceea ce privește formarea profesorilor, pentru că tot așa în spațiul public au fost întrebări legate de formarea profesorilor, vreau să vă anunț că am colectat din teritoriu datele referitoare la formare și pot să anunț astăzi că aproximativ 94.000 de profesori au fost deja formați, iar pentru alții deja avem în derulare programe de formare. Ca măsură complementară, am realizat programul de formare a cadrelor didactice în parteneriat cu Televiziunea Română, acea teleșcoală a profesorilor. Toate aceste măsuri pe care Ministerul Educației și Cercetării le-a luat vin în contextul în care cu toții ne dorim revenirea la cursuri în spațiul școlii. Și părinți, și copii, dar și cadre didactice își doresc să revină la școală, dar în condiții de siguranță. De aceea, cred că revenirea aceasta la cursuri trebuie să reprezinte responsabilitatea noastră a tuturor, a părinților, a copiilor, a profesorilor, a autorităților publice locale. Să realizăm cu toții un parteneriat în așa fel încât riscul îmbolnăvirii să fie diminuat. Această revenire la cursuri reprezintă o asumare a întregii societăți. Educația trebuie să continue în orice condiții. Urez tuturor un an școlar cu rezultate, dar mai ales cu sănătate. Mulțumesc! Mulțumim. Îl invit pe domnul Nelu Tătaru, Ministrul Sănătății, pentru prezentarea celor mai relevante aspecte privind măsurile de organizare a activității în cadrul unităților de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2. Domnule Ministru. Mulțumesc. Bună ziua tuturor. Începând cu 15 mai, am mers pe drumul revenirii la o activitate quasi-normală. Explicam atunci că avem o evoluție care ne permite niște relaxări. Relaxările veneau cu niște norme, norme care trebuiau respectate. Din a doua săptămână a lunii iunie am avut o recrudescență a creșterii numărului de cazuri noi și așa a fost și iulie și august. După toate aceste măsuri de relaxări, 15 mai, 1 iunie, 15 iunie, n-au mai fost măsuri de relaxare. 1 septembrie vine cu o serie de măsuri de revenire la o viață quasi normală. Avem redeschiderea restaurantelor, redeschiderea cinematografelor și teatrelor. Dar dintre cele mai importante, dacă nu cel mai important, este reînceperea anului școlar. De ce este necesar reînceperea anului școlar din punct de vedere educațional, din punct de vedere social, cred că înțelegem cu toții. Și ar însemna un impact emoțional sau un impact, la fel, educațional, neînceperea acestui an școlar, știm cu toți. Cum specifica și doamna ministru, efortul este comun. Ministerul Sănătății, Ministerul Educației, Guvernul României are această misiune de a asigura începerea anului școlar și desfășurarea lui în condiții de siguranță. Dar efortul trebuie să fie un efort comun, atât guvern, elevi, părinți, profesori. Dacă ne referim la condițiile în care se desfășoară acest an școlar, trebuie să spunem că sunt aceleași precauții pe care le menționam încă de la începutul acestei pandemii. Distanțare, dezinfecție, portul măștii. Adaptarea acestor condiții la fiecare unitate școlară a impus un efort maxim în ultimele două luni. Am avut experiența desfășurării examenelor pentru evaluare și bacalaureat.
examene care s-au desfășurat în condiții de siguranță și am putut vedea și rezultatele. Plecând de la acele reguli, de acele criterii, am adaptat și pentru începerea anului școlar o serie de reguli, atât pentru învățământul preuniversitar, cât și pentru învățământul universitar. Am plecat de la premiza că toți suntem de acord că procesul de învățământ, sistat 6 luni de zile aproape, trebuie să înceapă. Este un moment în care, dacă aplicăm niște reguli, acele riscuri asumate de cazuri noi le vom putea acoperi tocmai prin respectarea acestor reguli. Pe 7 septembrie, Institutul Național de Sănătate Publică va face public și către instituțiile statului evaluarea epidemiologică la fiecare unitate administrativ-teritorială. În acest moment avem 3.181 de unități administrativ-teritoriale. Fiecare din aceste unități va primi evaluarea în funcție de care se va face deschiderea anului școlar pentru, în funcție de scenarii pentru fiecare unitate școlară în parte. Pe 7 septembrie va fi prezentată această evaluare. Pe 10 septembrie, Consiliile de Administrație ale unităților școlare vor prezenta comitetelor județene sau municipiului București pentru situații de urgență, DSP-urilor și inspectoratelor școlare județene sau ale municipiului București, scenariul la care s-au hotărât să înceapă acel an școlar. Evaluarea în teritoriu se face de către DSP-uri, ISJ-uri, sub coordonarea comitetelor județene pentru situații de urgență. Libertatea, între ghilimele, acordată unităților de învățământ sub coordonarea DSP-urilor, ISJ-urilor și comitetelor județene pentru situații de urgență este acea descentralizare în contextul în care vrem ca fiecare unitate școlară să înceapă particular acest an școlar și scenariile pe care le-am prezentat încă acum două săptămâni să fie adaptate, personalizate pentru fiecare unitate școlară în parte. Primordială, pentru a începe în cel mai dorit scenariu, scenariul 1, este distanțarea. Existența acestei distanțări de 1 metru sau folosirea unor separatoare este o condiție pentru aplicarea primului scenariu. La fel, condițiile în care există circuite în școli pentru a putea asigura circuitul elevului de la intrarea în curte până la intrarea în școală, diferențierea orarelor la clasele primare pentru a putea gestiona orele de pauză, precum și ieșirea copiilor în curtea interioară, grupurile sociale. Dacă urmărim evoluția în timp și evoluția în Comunitatea Europeană, vedem că sunt luate măsuri similare pe care le propunem noi astăzi. De menționat, nu va mai exista acea declarație pe propria răspundere, urmând ca fiecare dintre noi să avem responsabilitatea acelui triaj observațional din informarea părintelui sau observarea elevului, precum și adaptarea sau nu, după un triaj observațional, către un triaj epidemiologic, de existența unui personal medical calificat care să facă acest triaj epidemiologic, cu existența unei zone de izolare unde un copil care prezintă simptomatologie respiratorie să poată fi la un moment dat cantonat până la o evaluare medicală în contextul în care putem avea un diagnostic sau o supoziție de diagnostic. Fiecare din acești copii va fi însoțit pe toată această perioadă, iar nicio decizie nu va fi luată fără să aibă acordul părintelui. O urgență imediată fiind cea care va solicita o anunțare a 112 și mers către o unitate spitalicească. Copiii de la grădinițe nu vor purta, până la 5 ani, nu vor purta mască. Regulile impuse în condițiile unei pandemii le vom respecta în funcție de fiecare scenariu în parte. Vrem și considerăm că cele mai multe școli pot desfășura o activitate într-un scenariu 1, ceea ce este de dorit, dar rămâne la latitudinea și libertatea adaptării celor trei scenarii la fiecare unitate școlară în parte. După ce veți primi informații și despre aceste ghiduri de la doamna secretar de stat, aștept și întrebările dumneavoastră. Un an școlar nou, în siguranță, cu sănătate și să trecem peste toate cele grele. Mulțumesc! Vă mulțumim, domnule ministru. Așa cum anunța doamna ministru în intervenția dumneiei,
În această perioadă, toată vara, la Ministerul Educației s-a lucrat intens pentru realizarea de resurse necesare atât unităților de învățământ, directorilor pentru organizarea activității, cât și cadrelor didactice pentru organizarea procesului educațional. Au fost realizate ghiduri pentru unitățile de învățământ, repere metodologice pentru cadre didactice. O rog pe doamna secretar de stat, Luminița Barcari, să facă o scurtă prezentare, o trecere în revistă și o descriere a acestor. Bună ziua! În contextul situației determinate de pandemia cu SARS-CoV-2, Ministerul Educației și Cercetării a elaborat un set de scenarii pentru deschiderea unităților de învățământ preuniversitar în anul școlar 2020-2021 și câte un ghid pentru fiecare nivel de învățământ cu recomandări specifice. Așa cum spunea și doamna ministru, avem un ghid pentru învățământul preșcolar, pentru învățământul primar, gimnazial și liceal, învățământ profesional și tehnic, învățământ special și integrat și învățământ vocațional. Sunt documente de lucru în sprijinul decidenților de la nivel local, județean și pentru cadrele didactice, în vederea planificării deschiderii anului școlar 2020-2021 în condiții de siguranță pentru toți preșcolarii, elevii, pentru întregul personal al unităților de învățământ și în vederea derulării cu responsabilitate profesionalism și încredere a cursurilor. Recomandările vizează modalitatea de abordare a activității cu preșcolarii și elevii în contextul epidemiei cu COVID-19, cu respectarea măsurilor de siguranță specifice celor trei scenarii verde, galben, roșu și ținând seama de particularitățile de vârstă ale educabililor și obiectivele activității educaționale, elementele de curriculum specifice fiecărui nivel. Ghidurile propun repere pentru crearea unităților de învățământ preuniversitar a unui mediu sigur și favorizant pentru o învățare relevantă și oferă modalități de colaborare la nivelul comunității locale pentru a găsi soluții dinamice de lucru în acord cu provocările contextului pandemic. Materialele prevăd recomandări de selectare și organizare a scenariilor, aplicarea scenariilor, organizarea orarului. Fiecare scenariu posibil este prezentat din perspectiva măsurilor necesare și a impactului asupra curriculumului, resurselor, orarului, evaluării, modului de colaborare în echipa pedagogică, interacțiunii cu profesorii, cu elevii și părinții și măsuri destinate asigurării accesului la educație al grupurilor vulnerabile. De exemplu, pentru învățământul preșcolar, s-a pus accentul pe importanța actului educațional la vârstele mici, nevoia copilului mic de vârstă preșcolară de a interacționa constant, precum și rolul specialiștilor din acest domeniu în formarea și dezvoltarea optimă a copiilor și implicit în oferirea unui start bun în viață. La învățământul profesional și tehnic, ghidul abordează doar acele aspecte specifice formării de specialitate în laboratoare, ateliere, inclusiv de la operatorii economici, iar predarea teoretică a modulelor de specialitate în școală se realizează similar și integrat cu celelalte ore, respectiv discipline, fiind valabile recomandările din ghidul specific, adică pentru învățământul gimnazial și liceal. Pentru învățământul special și integrat, ghidul oferă repere pentru desfășurarea activităților educaționale și terapeutic recuperatorii în învățământul special și special integrat, ca material suport pentru personalul din unitățile de învățământ special și pentru profesorii itineranți și de sprijin. Acest ghid conține și module
respectiv modele orientative de instrumente ce pot fi utilizate de cadrele didactice în activitatea cu elevii din învățământul special și cu elevii cu cerințe educaționale speciale din integrați în învățământul de masă. Nu în ultimul rând, în învățământul vocațional am ținut cont de specificul elevilor de la profilurile pedagogic, teologic, sportiv, artistic și trebuie neapărat să subliniez faptul că în vederea elaborării acestor ghiduri au fost desfășurate consultări cu un număr semnificativ de specialiști, directori de unități de învățământ, inspector școlar și cadre didactice de specialitate. Grupurile de lucru, bineînțeles, au fost coordonate de către director și inspector de specialitate din cadrul Ministerului Educației și Cercetării. Mă voi referi acum la reperele metodologice pentru consolidarea achizițiilor din anul școlar 2019-2020. Ce anume a generat elaborarea acestor ghiduri? În primul rând, știm că suspendarea cursurilor din 11 martie și până la sfârșitul anului școlar 2019-2020, în condițiile pandemiei cu COVID-19, a determinat învățământul online. Experiența redusă a profesorilor în ceea ce privește predarea online, folosirea resurselor digitale și alegerea platformelor de lucru a condus la această idee de elaborare a reperelor metodologice. Care este scopul acestor repere metodologice? Recomandă modalități prin care profesorii pot realiza în anul școlar 2020-2021 reducerea decalajelor între ceea ce trebuia să fie predat conform planificărilor calendaristice, ceea ce s-a predat efectiv și ceea ce elevii au reușit, în fapt, să învețe. Au în vedere orientarea profesorilor către un demers comun prin raportare critică la activitatea de predare, învățare, evaluare din perioada de pandemie. Au în vedere orientarea către identificarea, înregistrarea și cuantificarea a ceea ce la sfârșitul anului școlar a fost considerat un risc din perspectiva asigurării continuității în învățare. Și, bineînțeles, orientarea către decizii și măsuri care să conducă la eficientizarea predării, învățării și diminuarea acestor efecte negative. Să știți că aceste repere metodologice nu reprezintă o abordare obligatorie, ci sunt realizate cu titlul de recomandare ca material de sprijin. Fiecare cadru didactic va reflecta asupra propriului demers în vederea stabilirii acțiunilor necesare pentru planificarea, proiectarea și desfășurarea procesului didactic în anul școlar 2020-2021, cu asumarea unui parcurs eficient care să permită remedierea, respectiv recuperarea acestor decalaje în raport cu programa școlară din anul 2019-2020 și fără prejudicierea țintelor anului școlar 2020-2021. Pe scurt, ce conțin aceste repere metodologice? În primul rând, sunt structurate pe trei secțiuni. În primul rând, repere pentru realizarea planificării calendaristice pentru 2020-2021. Pe urmă, evaluarea gradului de formare a competențelor din anul anterior. Noi trebuie să vedem de la ce pleacă copiii în acest an școlar. Și nu în ultimul rând, recomandări pentru construirea noilor achiziții. Și avem exemple concrete de activități de învățare. Rezultatele evaluărilor inițiale, pe care și până acum profesorii le realizau la fiecare clasă, mai ales la clasele de început, vor sta la baza proiectării demersurilor didactice ulterioare. În plus,
vor fi prezentate exemple care să faciliteze utilizarea în predare, învățare, evaluare a instrumentelor noilor tehnologii. Sunt promovate activități de învățare și pentru elevii din medii și grupuri dezavantajate, cu statut socioeconomic scăzut sau cu nivel educațional al părinților scăzut și care nu au fost beneficiarii învățării la distanță. Trebuie să vă spun că aceste repere metodologice au fost realizate pentru 16 discipline, la care se adaugă un material suport pentru învățământul primar și unul pentru învățământul preșcolar. Grupurile de lucru constituite au fost formate din peste 300 de cadre didactice din învățământul preuniversitar și universitar, experți în evaluare și cercetători. Eu vreau să le mulțumesc tuturor acestor colegi care s-au implicat în realizarea atât a ghidurilor, cât și a reperelor metodologice și pentru că este prima zi din anul școlar 2020-2021, să doresc atât colegilor mei de la catedră, elevilor, dar și părinților, un an cu tot ce își doresc ei. În primul rând, vreau să aveți încredere unii în alții, pentru că doar așa, împreună, putem să depășim această situație dificilă. Vă mulțumesc! Mulțumim, doamna secretar de stat. Odată cu suspendarea cursurilor în martie, educația online a devenit un segment important în cadrul procesului educațional și cu siguranță așa va și rămâne. Preocuparea Ministerului în toată această perioadă pentru asigurarea tuturor tipurilor de resurse, astfel încât educația online să se desfășoare în bune condiții și să compenseze lipsa interacțiunii față în față, a făcut ca acest progres pe care l-am înregistrat din martie și până la acest moment, și un progres care va continua, să compenseze ceea ce nu s-a realizat în ultimii 30 de ani. Putem afirma acest lucru, având în vedere rezultatele pe care le înregistrăm. În acest sens, un pas important pe care dorim să-l anunțăm astăzi este realizarea unui parteneriat împreună cu cele două companii care la nivel mondial sunt lideri, și anume companiile Google și Microsoft. Este un parteneriat care, pe lângă faptul că va contribui prin punerea la dispoziție în mod gratuit tuturor unităților de învățământ a platformelor educaționale care sunt bine cunoscute și larg utilizate la nivel mondial, vom dezvolta împreună și programe suport pentru cadrele didactice pentru unitățile de învățământ. Alături de noi, așa cum anunțam la început, sunt doamna Elisabeta Moraru, Country Manager la Google România, și doamna Marilena Ionașcu, Director de Educație de la Microsoft. O invit pe doamna Elisabeta Moraru să ne adreseze câteva cuvinte. Mulțumesc frumos, bună dimineața! Mulțumim pentru parteneriat, în primul rând. Prin semnarea acestui memorandum, noi vrem să reconfirmăm investiția și dedicarea pe care o avem față de sistemul educațional în România din ultimii 8 ani. Aș vrea să menționez, poate încă o dată, ceea ce a spus colegul nostru de la Minister. Toate aceste resurse despre care vă voi vorbi sunt oferite gratuit absolut tuturor instituțiilor de învățământ, de orice tip și la orice nivel. Nu numai că dedicăm aceste resurse profesorilor și elevilor, dar și părinților, și am să explic pe parcurs. Cred că este foarte important să menționăm faptul că în cazul în care predarea, sistemul educațional nu permite întoarcerea la clasă, sistemul hibrid sau în totalitate online poate fi realizat cu aceste platforme.
Un exemplu concret, Google Classroom, care este o platformă în limba română, permite gestionarea colaborativă a predării și efectuării temelor și a evaluării elevilor și este folosit în prezent de peste 100 de milioane de elevi în întreaga lume. Google Meet, soluția de videoconferință, a cunoscut o utilizare extraordinară în ultimele luni din cauza pandemiei. Zilnic sunt folosite 1300 de ani de învățare în videoconferința Google Meet. Un al doilea element al memorandumului, pe lângă platforma care este oferită gratuit, este pentru formarea profesorilor și a părinților. În ultimele luni, împreună cu parteneri, EduApps, Digital Nation, am susținut formarea peste 70.000 de profesori din mediul preuniversitar pentru folosirea platformelor digitale în predare. Platforma Predăm Acasă, Teach From Home, sau Învățăm de Acasă, Learn From Home, sunt disponibile în limba română, alături de alte 154 de limbi, de țări, mă scuzați. Acest hub de resurse este realizat împreună cu Institutul de Științe Informatice în Educație UNESCO și oferă profesorilor, dar și părinților acasă, resurse pentru educare. Putem vizita muzee online, putem urmări conținut de înaltă calitate educațională pe YouTube, de altfel pentru proiectul Teleșcoala, atât pentru clasele a 8-a și a 12-a, atât și pentru predarea profesorilor. Parteneriatul cu YouTube este de asemenea unul în vigoare. Domnul învățător Marian Cârlig învață la școala Radovanu din județul Călăraș și l-am cunoscut acum 3 ani prin intermediul proiectului TechSoup, prin care mai mult de 2500 de învățători au învățat să folosească competențele digitale în predare ca instrument. De 3 ani încoace, prin intermediul platformei Îndreptar Digital, care este în continuare disponibilă și este gratuită, puteți vedea exemple de astfel de cursuri pe care le puteți oferi chiar și în învățământul primar. De asemenea, pentru zona academică, în acest parteneriat, ne reconfirmăm investiția în parteneriatul cu cele 9 universități. Pe lângă cei 200.000 de studenți și profesori care au parcurs cursurile noastre ale atelierului digital, vrem să adăugăm cât mai mulți astfel de tineri care să descopere digitalul ca o posibilitate de a își câștiga existența și poate de a rămâne acolo de unde provin. Un ultim punct al memorandumului se referă la proiectul Eroi Internetului, care este o resursă educativă gratuită, încă o dată, care conține programe și jocuri, care învață pe copii, dar și pe părinți și profesori, noțiuni fundamentale despre cetățenia digitală și securitatea online. Este foarte important să explorăm online-ul cu încredere și în siguranță. Partenerii noștri AdFaber vor începe workshop-urile în această toamnă. Și v-aș mai da un exemplu în încheiere, pentru că mă emoționează să știu astfel de profesori extraordinari. Doamna Violeta Tănăsescu din Constanța este profesor de informatică și am cunoscut-o acum mai bine de 7 ani prin intermediul cursurilor pe care le-am organizat pentru 20.000 de profesori la vremea respectivă cu Junior Achievement. Ne reconfirmăm încrederea că platformele pe care le punem la dispoziție sunt extrem de valoroase și susțin mai ales în această perioadă dificilă și ne reconfirmăm parteneriatul cu instituțiile educaționale românești. Mulțumim frumos! Mulțumim foarte mult și noi prețuim și credem că acest parteneriat este valoros, având alături de noi două companii care și-au căpătat renumele la nivel mondial. O invit alături de noi pe doamna Marilena Ionașcu, Microsoft România, director de educație. Bună ziua! Mulțumesc și eu pentru invitație la această conferință de presă care este foarte importantă pentru sistemul nostru educațional. Microsoft dezvoltă produse destinate special mediul educațional nu de ieri de azi, ci de foarte mulți ani. La nivel global, strategia noastră în domeniul educației este una extrem de importantă, astfel că astfel de memorandumuri avem semnate în acest moment cu țări
recunoscute ca și exemple în domeniul educațional, precum Marea Britanie sau Finlanda. Iar dacă e să mă uit în zonă, avem astfel de acorduri semnate cu țări precum Bulgaria, Ungaria, Cehia, Slovacia, Polonia, Rusia și chiar și în afara spațiului Uniunii Europene, Kazakhstan sau Georgia. Din acest punct de vedere, cred că România se raliază acestei tendințe la nivel global și este foarte bine. Microsoft România, din punct de vedere al eforturilor făcute în ultimii ani, pot să spun că de mai mulți ani s-a implicat activ în dezvoltarea competenței digitale a sistemului nostru educațional. Astfel că în ultimele luni am putut să ne implicăm în mod rapid în a sprijini instituțiile educaționale pentru a continua școala în mod online. Așa cum au anunțat partenerii noștri, oferim în mod nelimitat și gratuit platforma Microsoft Office 365 pentru educație oricărei școli, liceu, universități din România. Foarte important este că nu ne uităm doar la această soluție care, printre multe avantaje, îl are pe acela al faptului că este o soluție unitară, integrată, elevul și profesorul găsește într-un singur loc tot ce are nevoie. Fie că vorbim de binecunoscutele aplicații Word, Excel, PowerPoint, fie că vorbim de videoconferințe prin Teams, care este o soluție care include, de exemplu, tablă virtuală, include clase virtuale, include caiete virtuale. Se pot da teste, se pot da note, se pot trimite notificări către părinți, se lucrează integrat, se lucrează în echipă și foarte important este, cum am spus, că nu există limită de timp în ceea ce privește gratuitatea soluției. În ceea ce privește formarea profesorilor, în ultimele luni ne-am implicat, pot să spun, cu foarte multe resurse, profitând de faptul că avem o prezență puternică în România, vorbim de 1500 de angajați, vorbim de parteneri, vorbim de ONG-uri cu care colaborăm și prin intermediul cărora am, în parteneriat cu Ministerul Educației, am realizat, cred că, 2-3 webinarii în medie pe zi pentru profesori. Sunt peste 100.000 de persoane care au urmărit aceste webinarii. Am avut inclusiv aproape 8.000 de profesori simultan într-un curs online și cu siguranță vom continua toate aceste acțiuni de pregătire a profesorilor pentru că, într-adevăr, dezvoltarea lor profesională este extrem, extrem de importantă. Vă anunț în premieră că, odată cu începerea școlii, vom lansa în parteneriat cu Fundația EOS un curs destinat profesorilor, educatorilor, învățătorilor, prin care îi vom pregăti în ceea ce privește metodologia didactică de utilizare a tehnologiei în procesul de predare-învățare. Este vorba de cursul Proiectarea tehnologică pentru secolul 21, în urma cărora ei își vor putea obține și o certificare, Microsoft Certified Educator, care este recunoscută de Ministerul Educației, profesorii primesc 15 credite. Nu în ultimul rând, am avut tel verde până la finalul lunii iunie. Am avut o adresă de e-mail care este în continuare valabilă, educație@microsoft.com, unde orice școală, profesor, părinte, instituție educațională ne poate scrie și cere sprijinul pentru implementarea soluției online gratuite, pentru cursuri, pentru orice sprijin are nevoie din punct de vedere tehnic sau informativ. Dacă vom vedea că este nevoie de reintroducerea liniei telverde, cu siguranță vom face, însă am observat că se preferă comunicarea online, ceea ce este un lucru util și modern și colegii care răspund în spatele acestei adrese de e-mail, apoi evident comunică și telefonic cu toți cei implicați. Sper că acestea sunt doar câteva exemple care arată eforturile noastre, arată că ele vor continua
Un mic exemplu din zona universitară, avem peste 40 de universități care folosesc în mod activ Teams, vorbim de peste 200.000 de studenți care au conturi, iar în cadrul programului CRED, un program al Ministerului Educației Naționale pentru profesorii din zona preuniversitară, sunt peste 25.000 de profesori care au deja conturi gratuite de Office 365. Mulțumesc încă o dată pentru parteneriat și contați pe noi că vom sprijini în continuare sistemul educațional românesc. Noi vă mulțumim că ați venit alături de Ministerul Educației într-un demers atât de important pentru susținerea educației online și pentru că s-a vorbit despre rezultate. Un lucru important care mai trebuie amintit astăzi este acela că prin proiectul Clasa Viitorului, care a fost deja demarat încă din luna martie și care permite acces nelimitat la ambele platforme, atât cele puse la dispoziție de Google, cât și cele puse la dispoziție de Microsoft, deci o unitate de învățământ poate avea la dispoziție ambele platforme, avem deja, că, să spunem așa, am furat startul, înainte de a avea chiar agreement-ul, am pornit activitatea, având în vedere că anul școlar se apropia, și putem să anunțăm că la momentul acesta avem deja 3.000 de unități de învățământ cu personalitate juridică care și-au activat aceste licențe și 2.000 de unități arondate. Este un proces continuu pe care îl vom intensifica acum, odată cu revenirea cadrelor didactice la școală, adică începând de astăzi, 1 septembrie. Vă mulțumim tuturor! Urmează sesiunea de întrebări și am să-i rog pe domnul ministru, că presupun că înțeleg că cele mai multe întrebări sunt pe zona de norme de sănătate. Rugămintea către dumneavoastră jurnaliști este să vă limitați la maximum 2 întrebări. Domnule ministru? Mulțumesc! Multe rânduri pe parcursul acestei pandemii. Această pandemie, ca rezultat și ca transmitere și ca număr de cazuri, nu se joacă în spitale. Se joacă în comunități, se joacă în condițiile în care respectăm sau nu respectăm niște reguli. Sunt criterii pe care le-am asumat și le-am așezat pe baza transmiterii comunitare. Pe 7 vom avea acea evaluare. Pe 10, Consiliul de Administrație a fiecărei școli va adapta în funcție de acea evaluare scenariile. Haideți să facem ca până pe 7 sau până pe 10 să avem o scădere a ratei în București și să asigurăm și începerea anului școlar și în București. În acest moment nu avem școli care să nu poată duce măcar scenariul 2. Încerc să strig mai tare. Copiii vor purta mască, sunt obligați să poarte mască. Am înțeles că preșcolarii nu, dar cei din clasele primare vor purta mască. Da, cei din casele primare vor purta mască, condiția, am spus-o pentru toată lumea în această pandemie, portul măștii, distanțarea fizică, dezinfecția, reguli de igienă. Referitor la restaurante, îmi cer scuze că întreb despre asta, nu a fost publicat acel regulament. De ce și cum va fi publicat? Astăzi vor apărea în monitor oficial și ordinele comune cu Ministrul Educației, care a fost semnat de ieri pe deschiderea școlilor, cu Ministrul Culturii pe deschiderea cinematografiei și teatrelor, cu Ministrul Economiei pe deschiderea restaurantului. Așa vreau o întrebare și pentru doamna.
după răspund și eu întrebărilor, ca să nu ne limităm așa. Bună ziua, domnule ministru, ne puteți spune de pe acum la câte cazuri de îmbolnăviri se va închide o școală? Eu știm foarte clar, sunt criteriile care au mers și în pandemie. Când avem 3 cazuri în 3 clase diferite, acea școală se închide și copiii merg în izolare și profesorii pentru 2 săptămâni. Urmând anchetele epidemiologice, se determine și care au fost contact direct, urmând ca aceștia la fel să dezvoltă o anchetă epidemiologică în condițiile în care sunt pozitive. Ce va trebui să facă un părinte care are un copil bolnav acasă și care nu are încredere că în școală vor fi asigurate măsurile ca cel mic să nu se îmbolnăvească? Părintele care are un copil bolnav acasă, îl va ține acasă, luând legătura cu medicul de familie, anunțând școala că acel copil este bolnav și luând măsurile în consecință împreună cu medicul de familie, decizând dacă este un tratament care poate fi luat acasă sau dacă se înscrie într-o definiție de caz și trebuie evaluări suplimentare, precum și o anchetă epidemiologică. Adică își poate continua învățarea de acasă în sistem online, părintele fiind acela care poate solicita unității de învățământ continuarea învățării de acasă, având în vedere situația copilului. Domnule ministru, ai spus că triajul epidemiologic se face de către personal cu școli. Avem suficient personal în acest moment? În acest moment mai avem tot ce înseamnă personal medical, școlar, asistenți și medici, urmând a fi suplimentat cu studenți ani mare, precum și cu rezidenți. Fiecare unitate școlară își face evaluare și ne va raporta la început, în jurul datei de 7. Da, ziceam să luăm întrebările pe rând, dar putem să facem și... Da? Ok. Noi încă de la începutul acestei pandemii am făcut o evaluare și a numărului de paturi pe segmente de vârstă. Din evaluarea noastră de până acum, avem o evaluare făcută acum 2 zile, din cei peste 83.000 de pacienți infectați la acea dată, doar 5.105 erau copii, 1.978 erau copii până la 9 ani, 3.127 erau copii până la 19 ani. Copiii fiind transmițători, în general, dintre ei doar 1,3% manifestă boala, 30% din aceștia ajung în spitale și doar, să spunem, 1,7% ajung în terapie intensivă. Învățământul primar. Din ceilalți până la 19 ani, avem doar 7,5% din cei învățați. Avem livrate până ieri 30.800.000 de măști la 12 județe, ieri livrându-se în Botoșani, Harghita, Covasna și restul de măști pentru Ilfov, 600.000. Urmând ca până în cele 2 zile, cum a stabilit Comisia de Licitație, să livreze toate marfa, altfel se reziliază acest lucru. Îl avem de noi. El va fi însoțit de personalul didactic, ajunge în acea cameră, în acea cameră este anunțat părintele, vine părintele, doar în cazul în care avem o urgență imediată, va fi solicitat 112 și va merge la unitatea medicală. Împreună cu acel părinte și cu medicul din unitatea școlară, se vor face evaluări și vor merge pentru consulturi suplimentare în unitățile medicale. Există opțiunea a părintelui de a-și trimite sau un copilul la școală în cazul în care la domiciliu există și persoane care au comorbidități sau alte probleme de sănătate, poate alege dacă îl trimite sau la școală sau e obligatoriu să. Există această variantă, vă va explica și doamna ministru, în care poate face un învățământ online în condițiile în care are acasă persoane cu comorbidități sau persoane vârstnice cu care stăm. Domnule ministru, mai intră în atribuția profesorului să realizeze triajul epidemiologic? Nu, este triajul observațional pe care îl face profesorul, nu putem erija nici părintele, nici profesorul în cadrul medical. Există cadrul medical care va fi în școală și care va iniția împreună cu DSP-ul o anchetă epidemiologică în condițiile în care avem suspiciune de prezență SARS-CoV-2. Domnule ministru, ce poate face un profesor care are comorbidități și care nu primește
aviz de la medicina muncii să intre în colectivitate. Dacă nu primește aviz, atunci nu va intra în colectivitate. Noi avem condițiile foarte bine stabilite și prin acest ordin în care avizul medicului de medicina muncii este cel care îl lasă să profeseze în condițiile în care are comorbidități. Există stipulat în acest ordin. Domnule ministru, ați spus că în București nu există școală care să depășească scenariul 2. Înseamnă că avem scenariul 1 și scenariul mix. Dar eu nu înțeleg, în condițiile în care în București este, avem limita aia de 4.000 de locuitori, cum se poate să avem scenariul verde și... Haideți să așteptăm data de 7, da? Și să mergem pe premiza că acest copil trebuie să înceapă anul școlar în condiții de siguranță. Consiliul de administrație a fiecărui unități școlare în parte ne vor prezenta scenariile pe care le vor adapta. În acest moment, la nivelul Ministerului Sănătății și a INSP-ului, n-am avut solicitări pentru scenariul 3. Doamna Mițiu, mulțumesc! Și eu vă mulțumesc, domnule ministru, pentru că ați răspuns invitației noastre de a fi alături de noi. Iată, în spațiul școlii am venit astăzi la această conferință de presă pentru că am început la 1 septembrie școala și ați acceptat să fiți alături de noi la început de an școlar. Mulțumim pentru tot efortul pe care l-ați depus în această perioadă alături de Ministerul Educației, în așa fel încât, iată, să avem normele sanitare pentru începutul de an școlar. Vă mulțumesc! Și acum să răspund întrebărilor dumneavoastră. Se grăbea domnul ministru și trebuia să închei. Doamna vicepremieră Luca Turcan a spus într-o emisiune TV că scenariul verde, s-a luat decizia ca scenariul elevii să se întoarcă în scenariul verde. La Inspectoratul Școlar București s-a anunțat de asemenea că toate școlile din București vor începe în scenariul verde. Vă întreb, cine ia decizia până la urmă, dacă există o descentralizare și dacă într-adevăr vor începe pe scenariul verde sau așteptăm până... Vă mulțumesc pentru această întrebare. Chiar era necesar să lămurim acest lucru. Este clar că am anunțat o descentralizare a deciziei. Dăm autonomie școlilor, dar în același timp venim și în sprijinul unităților de învățământ. Domnul ministru al Sănătății a precizat foarte clar. Până la data de 7 septembrie nu putem să ne pronunțăm asupra cărui scenariu sau asupra modului în care vom deschide anul școlar, pentru că pe data de 7 septembrie primim de la Direcția de Sănătate Publică o evaluare a situației epidemiologice. În acel moment, Consiliul de Administrație al Unității de Învățământ propune unul dintre scenarii, după care Inspectoratul Școlar și Direcția de Sănătate Publică avizează și prezintă acea propunere în Comitetul Județean sau al Municipiului București pentru situații de urgență, comitet care va decide, de fapt, care este scenariul. Ceea ce se prezintă acum în spațiul public este raportat la situația actuală. Dar decizia va fi luată după evaluarea pe care Ministerul Sănătății o va face în data de 7 septembrie. Vă rog! Mamă bolnavă de cancer care nu vrea să lase copilul la școală, fiindcă ar fi un risc inclusiv pentru sănătatea ei. Cine răspunde de școlarizare într-un caz ca acesta? Am prevăzut și o astfel de situație și a spus și domnul ministru Tătaru că atunci când în familie există anumite evaluări referitoare la starea de sănătate a copilului sau a membrilor din familie, există posibilitatea optării pentru învățământ online. Dacă vă amintiți, am experimentat deja această situație în momentul în care am revenit în spațiul școlii pentru 2 săptămâni în perioada de pregătire pentru examenele naționale. Vă rog! Am văzut că achiziția tabletelor celor 250.000 a fost un eșec. Ați cerut emiterea președinției ONAR. Ce soluții aveți?
aș vrea să fac o precizare. Sunt total dezamăgită de modul în care ONAC-ul a realizat această achiziție. Ministerul Educației încă din 7 mai, și știți foarte bine acest lucru, încă din data de 7 mai a pus la dispoziția ONAC-ului prin specialiștii din cadrul Ministerului tot ceea ce trebuia pentru ca această achiziție să se desfășoare normal. Știți foarte bine că Ministerul Educației a solicitat data de 10 septembrie pentru ca acele tablete să ajungă la elevi. Ceea ce s-a întâmplat a condus la dorința de a fi cât mai rapid aproape de elevi și de a asigura cu echipamente electronice fiecare unitate de învățământ. Și anume, am elaborat un ordin de ministru încă din iulie, prin care am stabilit modalitatea în care distribuim aceste tablete. Deci noi ne-am pregătit, iar ceea ce a făcut Oficiul Național pentru Achiziții Centralizate se vede astăzi. Adică nu a reușit să ducă la bun sfârșit întreaga licitație, ci doar avem un singur câștigător pentru 3 loturi din 9 și încă procedura nu a fost încheiată, pentru că știți foarte bine, în această perioadă suntem în perioada de contestații. Prin urmare, s-ar putea să nu fie declarat câștigător până la final operatorul economic care a câștigat inițial. Dar pentru că am prevăzut posibilitatea să se întâmple acest lucru și pentru că știți foarte bine, o achiziție centralizată presupune mai multe riscuri, am luat decizia ca la nivelul unităților de învățământ să se facă un necesar și să ajutăm școala să achiziționeze echipamentele de care are nevoie. De aceea, Guvernul României a alocat 175 de milioane de euro nu numai pentru echipamente electronice, ci și pentru echipamente sanitare, da? Inclusiv containerele acelea sanitare pe care le pot achiziționa și deconta pe fonduri europene. De aceea, în prezentarea pe care am făcut-o, v-am spus că am solicitat inspectoratelor școlare ca inspectorii de proiecte și programe să sprijine școala, în același timp Ministerul Educației să realizeze un model de cerere tip și, nu în ultimul rând, am înființat un tel verde la Ministerul Educației pentru a da toate informațiile necesare atât pentru școli, cât și pentru autoritățile publice locale. Este necesară această consiliere pentru a culege roadele mai târziu. Și vă mai spun un singur lucru și am încheiat acest subiect. Pot aplica nu numai unitățile de învățământ, ci și inspectoratele școlare sau în parteneriat școala cu inspectoratul, autoritatea publică locală sau autoritatea în parteneriat cu școala. Mulțumesc! Da. Cum va începe școala, presupunând că va începe în scenariu hibrid, fără acele tablete care ar putea să ajungă sau nu la un moment dat? În toată această perioadă, sunt foarte multe autorități publice locale care deja s-au mobilizat și au achiziționat. Dacă noi am solicitat din teritoriu inițial pentru această achiziție de 250.000 de tablete, am solicitat un necesar, acesta era 250.000. Pe măsură ce timpul a trecut, deja spuneam, autoritățile publice locale au luat măsuri, s-au implicat, unele dintre ele foarte bine,
și avem necesarul de tablete în unele școli. Trebuie însă să spunem și adevărul, și anume că unele autorități publice locale nu au pregătit din punctul acesta de vedere școlile. Suntem în contact direct și voi fi în toată această perioadă, începând de astăzi, când colegii mei revin în spațiul școlii, voi fi în contact direct cu fiecare unitate de învățământ prin teleconferință. Deci nu pot să vă dau eu un astfel de răspuns, că tocmai v-am spus care este procesul. Deci, decizia nu este la Ministerul Educației. V-am explicat care este procedura. În data de 7 septembrie vom ști de la direcțiile de sănătate publică care este situația epidemiologică. Școala propune, inspectoratul pe 10 septembrie. Vom ști în mod clar pe 10 septembrie care este hotărârea Comitetului Județean sau al Municipiului București pentru situații de urgență în ceea ce privește scenariul. Deci până atunci discutăm... Câte tablete există și vor avea copiii din România, din cele 250.000? La momentul acesta sunt aproximativ 82.000. Vor fi siguri, pentru că a zis că licitația s-ar putea să fie ele sunt, acum avem un câștigător declarat, așa a transmis ONAC-ul, noi am aflat din spațiul public, deci nici măcar nu a fost transmisă informația către Ministerul Educației, având în vedere că suntem beneficiari. La acest moment și până în data de 7 septembrie, nu mai știu exact care este termenul, există procesul acesta de contestații. Deci s-ar putea contesta. Deci la momentul acesta nu vă pot eu răspunde acest lucru. Întrebarea v-aș ruga să o adresați autorității care s-au ocupat de această achiziție. Doamna ministru, dumneavoastră spuneți că acum ați cerut demisia directorului ONAC, dar spuneți-mi, până acum nu v-ați dat seama că o să ajungeți în această situație? Să știți că am avut discuții nenumărate cu doamna președinte. De fiecare dată m-a asigurat că lucrurile sunt foarte bine realizate, că nu se va întâmpla nimic, că vom avea câștigători, că dumneai mă asigură că va fi bine la începutul anului școlar. De aceea v-am și spus că în momentul în care am aflat din presă ceea ce s-a întâmplat cu această licitație, am solicitat premierului demiterea doamnei director. Dați-mi exemplu de o primărie mare unde primarul s-a ocupat și pentru școli există tablete. Cred că tot dumneavoastră presa a prezentat deja Clujul, dacă vreți o primărie mare. Eu vreau să spun soluție, vă rog. Dincolo de demiterea președintei. Eu nu vă pot oferi soluții pentru că nu intră în atribuțiile Ministerului Educației soluții referitoare la ONAC. Poate vreți soluții referitoare la achizițiile pentru tablete. Dacă cele 80.000 vor veni la copii. Asta ține strict de licitația care este organizată de către ONAC. Dar noi, la Ministerul Educației, facem deja licitație pentru 1164 de licee pentru a achiziționa laptopuri prin proiectul ROZ. Licitația este deja în desfășurare. Dacă un copil bolnav intră într-o sală de clasă și există contact direct, cine va plăti testele pe care trebuie să le facă toți ceilalți elevi după ce au intrat în contact direct cu această persoană? Cine va plăti? Testele. Pentru că trebuie testați dacă sunt contact direct. Acest lucru cred că poate fi realizat, așa cum fiecare dintre noi putem să ne testăm și direcțiile de sănătate publică să deconteze testul respectiv. Aici cred că cel mai bine era să răspundă domnul Tătaru, dar mi se pare corect ca aceste testări să fie gratuite. Doamne, vreau să învățăm online. Aveați la un moment dat un proiect biblioteca virtuală școlară, da. De 40 milioane de euro. Cum este acestea, în vedere că intrăm în acest nou an școlar care are toate acestea? Dacă
Legea Educației Naționale din 2011 ar fi fost pusă în aplicare și dacă de-a lungul timpului nu s-ar fi lăsat așa, poate considerându-se că este neimportantă această bibliotecă virtuală, de când am venit la Ministerul Educației și mai ales din momentul în care a apărut această epidemie, mai apoi declarată pandemie, am pus bazele proiectului Biblioteca Virtuală. Și dacă urmăriți, puteți vedea că acest proiect este în plină desfășurare. A trecut prin toate etapele evaluărilor de la Ministerul Fondurilor Europene. Doamna, aveți o dată certă la care vă ajunge tabletele în școli? Stimată domnișoară, aceste tablete, repet, este... deci, aceste tablete reprezintă un parcurs de achiziție publică. Deci, în momentul în care se va încheia procesul de achiziție publică, putem să spunem când anume vor fi livrate aceste tablete. Până atunci, eu doar atât pot să vă spun termenul pe care eu l-am impus, și anume 10 septembrie. Manualele de clasa 8-a, mai multe loturi au fost contestate, sunt în evaluare la CNSC, așteptăm răspunsul. CNSC-ul a promis că dă un răspuns ieri, cel mai târziu astăzi. Doamna ministru, înțeleg că sunteți nemulțumită de activitatea președintelui Monar, dar nu v-ați gândit să vă dați dumneavoastră demisia în condițiile în care aceste tablete, eu așa înțeleg, nici măcar una din cele 250.000 s-ar putea să nu ajungă la copii? Dar am realizat eu această achiziție, ca să pot să spun lucrul acesta, având în vedere faptul că la Ministerul Educației, în toată această perioadă, am făcut eforturi susținute ca unitățile de învățământ să aibă toate cele necesare pentru începutul de an școlar. Vorbim aici de proces de învățământ, da? Ministerul Educației se ocupă de procesul de învățământ, deci atâta timp cât ne-am preocupat și avem astăzi rezultate, cred că nu văd de ce mi-a spus o astfel de întrebare. Pentru că nu înțeleg care este responsabilitatea Ministerului, dacă v-ați Responsabilitatea Ministerului a fost să acorde banii necesari achiziției. Și atunci în semn de protest să vă dați demisia, doamna ministru? Eu aș zice că în semn de responsabilitate față de copii, elevi și de colegii mei profesori, trebuie să continui acest mandat alături de ei, având în vedere că începem un an școlar altfel, așa cum de altfel am anunțat. Erau două întrebări pentru fiecare. Ultima întrebare, cine va fi responsabil să recupereze decalajele care se vor crea din nou în materie, din moment ce poate că nu vor începe toate școlile la timp și oricum toți copiii vor avea tablete, pentru că se poate să înceapă materia în același timp cu toții? Fiecare cadru didactic trebuie să-și structureze materia în așa fel încât să nu existe niciun decalaj între elevi. Un decalaj de învățare. Mulțumesc!